Efectele vijeliei de duminică noapte le-au dat mari bătăi de cap locuitorilor județului Constanța. Oamenii au de muncă acum să-și repare acoperișurile smulse de rafalele de vânt ce au atins și 90 de kilometri pe oră sau mașinile peste care s-au prăbușit copaci. Echipele de intervenție ale companiilor de electricitate și apă au muncit ore în șir pentru a repune în funcțiune sistemele de alimentare afectate. Dar chiar și așa, câteva localități din județ au rămas mai bine de o zi întreagă fără electricitate. Astfel, marți, la ora 10, erau nealimentate 5 linii de medie tensiune total, parțial 7 linii de medie tensiune și 77 posturi de transformare. În total, 16 localități erau afectate, anume Carvân, Cuigiuc, Goruni, Potârnichea, Bărăganu, Peștera, Ivrinezu Mare, Ivrinezu Mic, Izvoru, Veteranu, Castelu, Dropia, Gura Dobrogei, Palazu Mic, Rasova, Cochirleni. În schimb, în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă, reprezentanții Seceraja SA au anunțat că toate problemele au fost remediate și că sistemul funcționează la parametri normali. În ceea ce privește zilele următoare, meteorologii spun că vremea va fi ploioasă și rece, dar că nu se anunță cel puțin deocamdată furtuni.